Ședința de marți a Consiliului Superior al Magistraturii între replici dure și realegerea lui Mihai Poale Lungi în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Reprezentanții ai Platformei Civice Demnitate și Adevăr și ai formațiunii Partidul Nostru au intrat în sala de ședințe solicitând amânarea subiectului pe motiv că asupra candidatului ar plana suspiciuni privind integritatea sa. Domnul Năstase, încă o dată vă spun, nu examinăm acum chestiuni personale. Împreună cu Tănase și cu Berdinski și cu Daniel, o confirmă chiar domnul Năstase, vă rog. Domnul care a mințit publicul că pe data de 7 aprilie 2012 era în afara țării. Domnul Năstase, nu suntem organ de urmărire penală și procuratură ca să cercetăm acum. Vă rog frumos, sunteți jurist. Ați fost la biroul lui Daniel sau nu? Ascultați. Domnul Năstase, ați fost împreună cu Daniel și cu Tănase. Sunteți procuror sau ce? Sunteți procuror aici. Societatea civilă, să fim, să avem dreptul să spun. Societatea civilă are dreptul să spun întrebări. Nu dumneavoastră sunteți stăpânii vieții. Gata că nu fac ei la Procuror european se va ocupa de cazul. Închideți gură și aici, dar nu și gură să închideți. Noi nu vă închidem gură, dar respectați procedura. Domnul ești președinte. Nu sunt președinte. Așa zați, vă rog. El conduce ședința. Așa zați, vă rog, acolo. Victor, tu ești prea mic. Așa zați, vă rog. Știți lege, vă rog. Încă o dată, repet, dacă dumneavoastră nu permiteți. Încă o dată. Ce trebuie unitare asta? Asta nu-i proceduri democratice. Bine, dacă dumneavoastră încă o dată vă repet. Nu putem avea în fruntea Curții Supreme de Justiție o astfel de persoană. Asta e poziția societății civile. Opriți ședința, concurați și spuneți cu noi. Opriți din țară! Pentru ce trebuie discuțiile astea? Imitarea unor proceduri democratice! Pentru ce trebuie? Nu vorbiți cu noi. Dar clar, trebuie să vorbeați cu tine, măi băieți! Nu vorbiți cu tine dacă dumneavoastră, tulbure. Hai, lasă, șezi acolo! Dumneavoastră și mi-ați militatul dumneavoastră! Trebuie să faci treaba ta, ca lumea să atunci să merge cine te-ai ocupat la pedeși în toate părțile. Dumneavoastră! Șezi, te rog, mare ambasador! Cornel, dar ești procuror, Cornel, dar tu spune, deschide dosar, Cornel! Dar ce schimbăm dosarul? Îmi schimb la comandă, dai, tovarăși. Dar pe ce schimbăm dosarul? Așa voastră sau ce? Să vă rog frumos! Vă rog frumos! Îi codați! Ai probi! Domnul ăsta e! Ai probi împotriva mea! Ai probi împotriva mea! Eu am deschis dosarul împotriva mea! Două dosare penale ai împotriva mea! Eu am deschis dosarul împotriva mea! Nu tu! Ești procuror, Cornel! Oprește-te, dracule! Știi foarte bine că sunt un om pașnic! Este cazul Bascom Lux, despre care Mihai Poale Lungi cunoaște, pentru că Bascom Lux este întreprinderea care construiește pentru judecători. Implicarea lui Mihai Poale Lungi este directă, împreună cu Druță, Corolescu și Opea. Iată despre cazul care vorbește doamna Răducanu. 22 aprilie, este hotărâre, 22 aprilie 2015, prin care o hotărâre legală a Curții de Apel este anulată și Mihai Poale Lungi are implicare directă prin Druță, exact cum a avut în Norma, exact cum are în Aroma Flores, exact cum are în Dinis NLG, exact cum are a schimbat practica judiciară, de dat seama ce face în cazul Glass Container Company. Pentru asemenea măgării, acest individ trebuie să plece la pușcărie. Nu în funcție de președinte a Curții Supreme de Justiție. Eu am pronunțat hotărârea care este. Aveți pretenție față de mine de pronunțare hotărârii? Bascom Lux. În Bascom Lux. Aveți obligare sau nu? O secundă. Ați vorbit în primul rând de Glass Container. Știți foarte bine. O secundă. Știți foarte bine care este soluția dată de către mine. Dacă vreți tare în fața publică, este dată în folosul statului. Știu. Și nu ați văzut bine, ați intervenit tot personal, ați intervenit un judecător și ați schimbat. Și ați făcut trimitere la ambasadori. Ați făcut trimitere la ambasadori. În ceea ce ține de hotărârile judecătorești care se pronunță și cazul care a invocat doamna Răducanu, fiecare judecător este responsabil de hotărârea care se adoptă. Nu vă ascundeți la spatele judecătorului. Sunteți responsabil pentru situația din Curtea Supremă. Repet încă o dată și am răspuns cândva la întrebarea dată. Am fost la Condrița împreună cu persoanele care v-am enumerat, nu singură dată. Ofilat, înainte de Condrița unde a fost? Ofilat. Înainte de Condrița. Cum vreți să spun?
Înainte de Condrița ne-am întâlnit în fața Curții Constituționale, cu Tănase și cu Iedlinski și am mers la Condrița. Ați văzut cu Daniel în fața Curții? Nu. Nu am avut nici un fel de întâlnire cu Daniel și nici un fel de atac Raider. Și cu anumite judecătoare v-ați întâlnit? Toate astea sunt prostii. Și cu anumite judecătoare și cu Daniel și cu Berlinski. V-am răspuns că o să trebuie dată. În cazul Norma, individul pare lungi, promitea... Domnul Stas, dumneavoastră aveți... Nu este tribună pentru poliție, ce vă rog frumos. Și noi este sub auzul și acest individ. Mai respectuos cu cetățenii, vă rog frumos. Întrebare. Doamna ați atacat-o... A comunicat domnul Palelungi cu data de 24 august 2010, la ora 17:50, cu individul pe nume Damir, care este șeful bazei lui Tlacotniuc și individul de cununie, sau nu? Nu am comunicat. Iată documentul care face dovada acestei comunicări de pe... Dumneavoastră aveți stații de telefoane sau ce? Aveți telefoane sau ce? Mihai Poalelungi. Eu dovezi de ce se pot să aduc 100, mă scuzați că vorbesc așa. Nu-ți faci așa, dar nu-ți umblați cu seru, cu seala, mă scuzați și umblați cu... Dați să vorbim serios, umblați cu... Nu-ți dă dreptul oameni, vă rog, nu-ți dă dreptul oameni, 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 provocați oameni, nu-ți dă dreptul oameni, nu-ți dă dreptul oameni. Vă rog, mai serios. Dar ce nu-i provoacă, domn procuror? Doar un spus normal, este un motiv normal. Scoți de pe ordine de zi și gata. În cadrul discuțiilor, magistratul Mihai Poalelungi a respins orice acuzație privind controlul asupra anumitor dosare în instanțe, iar procurorul general Corneliu Gurin a venit cu replici în adresa celor prezenți. Chiar dacă membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu au putut intra în deliberări din cauza persoanelor aflate în sală și subiectul a fost amânat pentru altă oră, în aceeași zi Mihai Poalelungi a fost reales în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Poalelungi a fost singurul candidat înscris în cursa pentru șefia aceste instituții, deținând această funcție din 2012.